O familie din Făgăraș este împietrită de durere. Fata lor, de doar 9 ani, s-a stins din viață într-o clipă. Potrivit unor surse apropiate familiei, sâmbătă seara în jurul orei 20, Georgiana se afla la o petrecere aniversară, când a simțit că îi se face rău și a căzut în stare de inconștiență. Tatăl a găsit-o fără suflare în trambulină. La fața locului s-a deplasat o ambulanță, însă medicii nu au mai putut decât să constate decesul. La data de 8 februarie acestui an, în jurul orei 20:26, poliția municipiului Făgăraș a fost sesizată prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că la un loc de joacă amplasat pe raza municipiului Făgăraș, județul Brașov, se află o persoană în vârstă de 9 ani în stare de inconștiență. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical care, în urma efectuării protocolului de resuscitare, a declarat decesul persoanei. Cadavrul a fost ridicat și transportat la spital în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei reale a decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă județ Judecătoria Făgăraș, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor. Surse din rândul anchetatorilor au declarat că fetița a murit în urma unui stop cardiorespirator. În urmă cu o săptămână, Georgiana se bucura că a primit mai multe premii în cadrul Festivalului Prieteniei. Fetița era o tânără cântăreață a muzicii populare și făcea parte din grupul Mugurașii Făgărășeni, coordonat de Mioara Marinca. Face parte din grupul Mugurașii Făgărășeni, Georgiana Mugoș. Este o fetiță și a fost de altfel o fetiță excepțională. A venit acum vreo 3 ani cu mama. Au simțit că are voce, că are înclinație, dar a dovedit mult mai mult. O seriozitate deosebită în însușirea versurilor, felul de a fi pe scenă, siguranța ei. Nu avea emoții. Interpreta foarte bine cântecele Lucreției Ciobanu și plăceau foarte mult aceste cântece și mi-am permis, fiind copil, să asculte și să învețe aceste cântece. Nu era deloc greu să lucrez cu ea. Nu falsa niciodată, foarte repede își însușa cântecul. Ne lipsește extraordinar, extraordinar de mult. Era sufletul grupului, familia excepțională, niște oameni deosebiți, mi-au făcut costume naționale, atenți cu toate cerințele grupului și ale mele, de dacă era cazul să punem costum al negru, toată lumea așa făceam, dacă am vrut să luăm pălării, pălării mi-am pus. Șurți. Deci s-au dăruit acestui talent. Cu adevărat erau foarte fericiți. Spuneau că orice profesie ar avea, le-ar place foarte mult să, în viitor, le-ar place foarte mult să cânte. Da. Este un șoc pentru noi, pentru toată lumea. Acolo nu știu ce s-a întâmplat, ea nu dovedea în perioada cât noi repetam sau în perioada acestor 3 ani cât a venit alături de grupul Mugurași Făgărășeni și facem repetiții de drag, așa, de faptul că noi îndrăgim și iubim cu adevărat folclorul. Vreau să spun că niciodată nu a dovedit a fi un copil bolnăvicios. Din contră, o fetiță puternică, foarte rar dacă se întâmpla să spun că e un pic răcită, dar nu ca să nu facă față situațiilor. Deci nu știu ce s-a întâmplat. În ultimul timp, cu adevărat, a crescut, s-a înălțat. Chiar îi spuneam mamei că Georgiana s-a înălțat, dar la fel de bine făcută. Acum nu știm ce diagnostic este, ce să zic, ce s-a putut întâmpla acolo, nu știm, dar suntem foarte afectați, grupul Mugurași Făgărășeni. Noi suntem ca o familie. Facem încă o dată, spun, aceste repetiții în suflet, de drag, fără cost, așa,
să ne simțim mai bine și să știu că las ceva în urmă. Dumnezeu s-a odihnit un mugur de floare din mugura și nu știu să greșești. Nici nu ne putem lua la revedere, o să ne fie dor, un enorm dor, pentru că am fost în multe locuri împreună. O tenacitate, o seriozitate făcea cu un mare drag, cu mare plăcere orele de muzică. Niciodată nu lipsea. Și mama permanent veneam cu ea. Bine că și tată se implica când erau momente de spectacole, când mergeam în altă parte. Însă este o mare durere pentru toată lumea, dar și pentru noi, că am avut-o frecvent lângă noi. Dumnezeu să odihnească. O să încercăm să ne întărim, dar ne-a șocat pe toți. Încă o dată suntem, poate că și avem această ocazie să fim fericite cu cântecul cucular, să fim fericiți în acest grup. Și e greu să primești așa o supărare. Acum Georgiana a plecat să ducă mai departe cântecul românesc acolo sus, în ceruri, printre îngeri. Rămas bun, Georgiana! Dumnezeu să te odihnească în pace!